Revenim la Obiectiv România, la un subiect discutat în ultimele zile, noile prevederi din codul rutier. Acestea sancționează condusul agresiv și nu puține au fost situațiile în care în mediul online au apărut imagini sau mărturii cu astfel de situații și în Vrancea, polițiștii vrânceni au decis să facă o informare completă despre noile prevederi pentru ca ele să fie cunoscute de toți participanții la trafic și astfel de comportamente agresive să fie descurajate. Colegul nostru Gabriel Sava vine cu amănunte. Aproape că nu există conducător auto care să nu fi fost măcar deranjat în trafic de alți șoferi prin comportamente de tipul celor care acum vor fi aspru sancționate de codul rutier. Ce părere aveți despre aceste modificări? Sunt foarte bune. Mai precis? Mai precis pentru ăștia care agresiv intră. În jur, mai ales tineretul ăsta este... Ați avut probleme de genul ăsta? Am avut probleme. Eu circul mult. Se bagă în față. V-ați întâlnit cu astfel de situații? Păi cum să nu, la tot pas. Tot timp. Din punctul meu de vedere, foarte bine. V-ați întâlnit cu astfel de situații în trafic? Zilnic. Gente claxonează din spate să te dai deoparte că vrea să meargă cu viteză, tu n-ai unde să te bagi, îți bagă frână în față dacă treci înaintea ta. Instructorii auto, pe timpul cât sunt în trafic alături de elevii școlilor de șoferi, au parte de cele mai multe astfel de șicane. Mi se par corecte. Adică amenzile trebuie mărite pentru cei care nu respectă regulile și adică să mai strângă puțin libertatea asta de exprimare a unor șoferi indisciplinați. Bănuiesc că fiind instructor v-ați întâlnit nu de puține ori cu situații de agresiune în trafic. În orice moment în trafic sunt mulți șoferi care sunt agresivi. Forțează, claxonează agresiv, claxonează să te dai la o parte din fața lui, nu? Intră la intimidare într-o intersecție, chiar dacă are stop sau cedează, el intră la intimidare. Zice că ăla, începător fiind, o să-i cedeze lui, să intre el primul. Ne ajută și pe noi în primul rând, suntem mai în siguranță și este corect că noi avem tot timpul probleme din genul ăsta, care ne claxonează, care ne înjură, deși mai bine așa. În mediul online, pe rețelele de socializare, au fost postate mai multe astfel de situații de comportament agresiv din partea conducătorilor auto. Valerica Crinta este administrator al unui astfel de grup, iar soția lui a fost recent victima unui șofer agresiv. Și soția și eu personal am avut trei ipostaze de am întâlnit cu oameni violenți în trafic, în sensul violență, în sensul modului de a conduce. În schimb, soția s-a speriat. De asemenea, am postat, pe baza celor spuse de ea, am postat mașina implicată, am făcut plângere, așa cum este normal, la poliție pentru identificarea șoferului agresiv. Am primit și răspuns de la poliția rutieră, precum că a fost identificat și a asumat, a fost avertizat cu privire la comportament și se speră că nu va mai face așa ceva. Care sunt principalele schimbări aduse de noile prevederi din codul rutier, a explicat comisar de poliție Claudiu Marinică din cadrul serviciului rutier Vrancea. Au fost modificate, între altele, următoarele abateri la regimul rutier. Folosirea repetată a semnalelor sonore și sau luminoase pentru a obliga nejustificat conducătorul care circulă în față să elibereze banda de circulație, deplasarea succesivă de pe o bandă pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta pentru depășirea unui șir de mașini care circulă în același sens, circulația la o distanță foarte mică față de alt vehicul, atât înaintea cât și în spatele acestuia sau în lateral, ori reducerea bruscă nejustificată a vitezei pentru a intimida un alt conducător auto. Anul trecut, polițiștii vrânceni au reținut peste 6.800 de permise de conducere, din care 4.200 din cauza nerespectării regimului legal de viteză, multe dintre evenimentele rutiere fiind produse tocmai din această cauză.